Direcția de protecție și asistență socială Slatina anunță startul pentru înscrierea copiilor la creșă. De marțea viitoare, persoanele interesate sunt așteptate la sediul instituției de luni până joi, între orele 8 și 16.45 și vinerea de la 8 la 14. Ei vor avea de ales între cele 4 creșe din oraș. Avem vacante la această dată, 57 de locuri pentru anul școlar ce urmează. În perioada 2 mai 30 iunie, părinții sunt așteptați pentru a depune dosarul pentru înscrierea copiilor la creșe. Documentele necesare pentru înscrierea copiilor la creșă se regăsesc pe cererile tip. E nevoie în primul rând de documentele de identitate ale părinților și certificatul de naștere al copilului. Pe cerere găsesc toate informațiile privind criteriile de selecție, privind calendarul de activități, localizarea creșelor, deci toate informațiile sunt trecute în cererea tip, pe care o ridică de la sediul nostru. Dacă numărul solicitărilor va fi mai mare decât cel al locurilor vacante, atunci se vor aplica și criteriile de selecție, astfel încât fiecare părinte își va putea calcula punctajul. Între 1 și 15 iulie va fi perioada de analiză. Pe data de 17 iulie se va face afișarea punctajelor. Deci nu se spune din start că acei copii vor câștiga un loc la creșă, ci este doar afișarea punctajelor. Urmează o perioadă de 10 zile în care persoanele nemulțumite vor depune contestație. Lista finală a copiilor care vor beneficia de un loc la creșă va fi afișată pe 4 august. Apoi părinții vor fi anunțați despre perioada de depunere a documentelor de înscriere, astfel încât la începutul anului școlar să își poată duce copiii la creșă. În Slatina sunt 4 creșe în care copiii sunt repartizați în grupe de câte 9.